Primăvara de la Praga a fost momentul în care Ceaușescu a realizat că armata română are nevoie de o unitate de propagandă specială țintită spre inamic. Astăzi, reformată pe standarde NATO, unitatea este locul de muncă al unora dintre cei mai specializați ofițeri din toată alianța. În studiourile video, militarii nu pierd o clipă și exersează tehnici de montaj și de filmare. Mesajul video duce la schimbarea atitudinii și comportamentului publicului țintă din zona de operație. Eficiența lor s-a văzut, de exemplu, anul trecut în timpul unor revolte civile în Kabul, apărute după un incident rutier, unul provocat de o mașină a coaliției. Mesajele video au fost concepute de români imediat. Intervenția mesajelor PSYOPS în televiziuni prin care s-a sugerat calmarea situației, a fost doar un mic incident, a făcut ca situația să se calmeze. Teach our children that working together with all the different peoples of Kosovo will ensure a brighter future. Care for and you together for Kosovo. La radio, militarii știu să fie și DJ și prezentatori de știri. În Kosovo, operațiunile psihologice au fost multă vreme datoria românilor, în special în anul 2000, când albanezii refuzau să predea armele. În final s-au strâns de ordinul miilor, aș putea estima la 4-6 mii de arme, care au fost tăiate. Lupta pentru mințile și inimile populației se duce însă și prin fluturași cu mesaje dintre cele mai puternice ca abandonați-vă liderii sau opriți teroarea. Militarii împart cadouri și ajutoare în misiuni speciale sau difuzează mesaje către liniile inamice cu tehnica specială pe care o pot duce oriunde în lume. Posibilitățile sunt extrem de mari și importanța acestor operații va fi majoră în viitor. Operațiunile psihologice și-au dovedit importanța și eficiența pe toate câmpurile de bătălie din ultimii 60 de ani și au demonstrat că, așa cum spunea cândva Sun Tzu, suprema artă a războiului este să învingi fără a lupta. De la Unitatea de Operațiuni Psihologice din Domnești, Mihai Ursu, Prima TV.